Mănăstirea Sfânta Treime de la Pereu, aflată la 6 km de Lugoj, între satele Măgur și Cireșu, își va serba hramul în data de 17 iunie. Pregătirile religioase destinate acestui eveniment încep din seara zilei de 16 iunie, de la orele 20, cu privegherea și litia, slujba care se ține după vecernie, continuând cu citirea catistului Sfintei Treimi. Luni, de la ora 7:30, va fi sfințită apa, iar de la ora 8 va fi oficiat Sfântul Maslu. Acesta este urmat de slujba de liturghie. Întregul serviciu religios va fi susținut de un sobor de preoți în frunte cu Ilie Albiciuc, protopopul Bisericii Ucrainene. În final, la orele 13, va fi înconjurată biserica, momentul fiind urmat de o agapă creștină în curtea mănăstirii.